Un tată și-a pus capăt zilelor după ce a realizat că și-a uitat băiețelul de doar 18 luni în mașină timp de 3 ore în temperaturi insuportabil de mari. Copilașul a fost găsit fără viață pe bancheta din spatea mașinii, potrivit poliției. Bărbatul ieșise în oraș cu fiul lui când s-a produs accidentul tragic și atunci când și-a dat seama că acesta murise în interiorul mașinii încinse, s-a întors acasă și a dus trupul în interior, potrivit CBC News. La orele prânzului, poliția a primit un apel care anunța că bărbatul s-a sinucis. După câteva minute, ofițerii au primit un al doilea apel de la un membru al familiei, care i-a informat că tatăl băiatului i-a spus că și-a lăsat fiul în mașină timp de 3 ore și că acesta ar putea fi mort. Polițiștii care au ajuns la casa bărbatului au găsit mașina pe alee cu portiera din spate deschisă și scaunul auto pentru copil gol. În casă au găsit băiețelul mort. Bărbatul în vârstă de 37 de ani a fost găsit mort în spatele casei cu o rană împușcată. Identitatea celor doi nu a fost făcută publică. Este o tragedie îngrozitoare și compasiunea noastră este îndreptată către familia greu încercată, a declarat pentru presa locală ofițerul Chris Hensley. Dar am fi neglijenți să nu profităm de ocazie ca să le amintim oamenilor cât este de important să-și verifice vehiculele. Băiețelul de 18 luni este cel de-al 7-lea copil din SUA care a murit anul acesta pentru că a fost lăsat în interiorul unei mașini încinse și al 914-lea începând cu 1998, potrivit site-ului meteorologului Jean Nul, relatează Digi24.ro.